Vă așteptăm, dragii mei, și duminică. Duminică la această icoană, care a îmbrățișat un pământ întreg, care a trecut-o în rândul Sfintelor Icoane Făcătoare de Minuni, Sinodul Bisericii noastre Ortodoxe. Veniți și sărbătoriți această zi minunată, căci nimeni, cine a plâns lângă ea, cine s-a rugat lângă ea, nu s-a întors fără de ajutor. Și astăzi, mă rog, Doamne, ajută-ne și ajută pe toți cei care sunt aici, și satul acesta, Doamne, și țara noastră, și toată lumea Ta, miluiește-ne, Doamne. Iar sâmbătă dimineață, prin mila lui Dumnezeu, la 6, vom porni pentru pacea Ucrainei, pentru pace în țara noastră, vom porni la Maica Domnului pe jos, să venim, să vadă jertfa noastră. Știm că nu ne dă voie, știu că se spun multe lucruri, noi vrem să venim cu jertfă, cu oboseală, să punem picioarele noastre, să vină la Maica Domnului pe jos. Și nu putem altfel. Și credem, ce va da Dumnezeu cum n-ar fi? Noi vrem să-ți arătăm, Maică Sfântă, că nu avem altceva ce să aduce decât pașii noștri, lacrimile și rugăciunile. Pentru țara noastră mult durută, mult încercată, pentru poporul nostru, pentru mamele plângând, pentru copiii rămași orfani, pentru durere și suferință, Maică Sfântă, vrem să venim la Tine pe jos, să ne rugăm și să Te rugăm, Maică Sfântă, pentru toată omenirea, pentru întreg pământul să Te rugăm, trimite pace, înțelegere între popoare, smerește pe cei îngânfați și mândri, zdrobește pe acei care se impun voii lui Dumnezeu și pacea care este atât de sfântă și pe care Dumnezeu a spus fericiți făcătorii de pace, ca și ea fiii lui Dumnezeu se vor chema. Iar cei care fac războaie, fiii lui Satan se vor chema. Veniți la pace, la dragoste, la unitate. Dumnezeu aici vă binecuvintează, aici vă ajută. Cei care doriți rău, cei care omorâți, cei care tăiați cu sabia sau împușcați, așa veți speri și voi la fel. Dumnezeu să vă ajute. Iubiți credincioși, mulțumim credinții noastre ortodoxe, mulțumim bun Dumnezeu pentru bisericile noastre. Tată bun din ceruri, îți mulțumim pentru această fiică a cerului și a pământului, că ai găsit să se odihnească Fiul Tău și Dumnezeul nostru și să se nască pe acest pământ și să ne mântuiască pe noi toți. Amin.